Gătim multe feluri de mâncare pentru Paște și mâncăm mai mult decât trebuie. Nu ne apropiem de cântare în această perioadă, conștienți de excesele culinare pe care le facem și de cele mai multe ori ajungem la medic din cauza abuzurilor de mâncare sau alcool. Medicii specialiști ne recomandă să fim cumpătați și în perioada sărbătorilor și să ne bucurăm de alimentele pregătite, însă cu măsură. Indiferent că am postit sau nu am postit și în general trebuie să mâncăm puțin, să nu mâncăm toate felurile de mâncare într-o zi pe care le-am făcut. Să încercăm să mâncăm un ou, dar a doua zi nu mai mâncăm un ou. Eu știu să luăm o farfurie de ciorbă și ceva poate de friptură și câte puțin și să le combinăm, să facem pauze între felurile de mâncare. Să le combinăm cu salate, cât de multă salată se poate. Să nu uităm că având grijă de sănătatea noastră, de fapt prevenim ceea ce s-ar putea întâmpla, indiferent de vârstă, prevenția este mama sănătății. Și să ne aducem aminte că după aceste zile în care putem și se întâmplă să facem abuzuri, urmează partea cealaltă, că ori ajungem la urgență, ori stăm la pat, ori începem să luăm medicamente, ne adresăm medicului. Sarea, grăsimea, alcoolul și lipsa mișcării sunt principalii dușmani ai sănătății noastre. Pentru a avea un regim sănătos în perioada sărbătorilor pascale, este suficient să gustăm din alimentele preferate și să asociem carnea cu salate sau legume și niciodată cu cartofi sau pâine. Putem pregăti friptura la cuptor sau pe grătar pentru a evita excesul de grăsime, iar dulciurile trebuiesc și ele consumate cu moderație. De asemenea, o plimbare în aer liber ne ajută să avem o digestie mai bună. Bucurați-vă de momentele speciale alături de cei dragi și mâncați și beți cumpătat pentru ca sărbătorile să fie cu adevărat fericite.